Bine v-am regăsit! Ne întâlnim la al cincilea curs de termodinamică, în care vă voi arăta cum se calculează lucrul mecanic, căldura și variația energiei interne în diferite transformări, începând cu cele mai simple și până la cazuri generale. Acest curs este deci foarte important atât pentru multe aplicații practice, cât și mai ales pentru rezolvarea problemelor. Voi începe prin a vă aminti coeficienții calorici pe care i-am definit în al doilea curs, numit Temperatura și căldura, al cărui link îl găsiți la descriere. Acolo am definit acești coeficienți calorici, și anume capacitatea calorică, căldura specifică și căldura molară. Capacitatea calorică este căldura necesară unui sistem termodinamic sau unui corp ca să-și ridice temperatura cu un grad Celsius sau cu un Kelvin, fiind deci o mărime caracteristică sistemului termodinamic și nu o constantă de material. Căldura specifică, în schimb, se referă la o anumită substanță și se definește ca fiind căldura necesară unui kilogram din substanța respectivă ca să-și mărească temperatura cu un grad. Iar căldura molară este folosită în special în cazul gazelor și ea se definește ca fiind căldura necesară unui kilomol de gaz ca să-și mărească temperatura cu un grad sau cu un Kelvin. Atenție! Căldura molară depinde de transformare, deoarece la gaze dilatarea este foarte puternică și gazul poate să efectueze într-o transformare oarecare mai mult sau mai puțin lucru mecanic. Și de aceea, căldura molară depinde de tipul transformării și este foarte important să înțelegeți de ce. Dacă gazul într-o anumită transformare efectuează mult lucru mecanic, înseamnă că trebuie să-i dăm multă căldură ca să-și mărească temperatura cu un grad. În schimb, dacă efectuează puțin lucru mecanic sau chiar deloc, atunci trebuie mai puțină căldură pentru a-și mări temperatura cu un grad. Pentru că o parte din căldura pe care o dăm se transformă în lucru mecanic. La solide și lichide, căldurile specifice depind în foarte mică măsură de condițiile în care are loc schimbul de căldură, deci nu se folosesc, de pildă, călduri specifice, izobare și izocore. Există, dar se folosesc mai rar, atunci când vrem să facem calcule de o precizie foarte mare. Voi adăuga încă o mărime care nu face parte din sistemul internațional, dar este încă folosită, și anume caloria. Caloria este unitate de măsură pentru căldură sau pentru energie și se definește ca fiind căldura necesară unui gram de apă pentru a-și mări temperatura cu un grad. Deoarece căldura specifică a apei variază un pic cu temperatura, se poate defini caloria pentru diferite temperaturi. Aici vedeți de pildă definiția caloriei de 15 grade, așa se numește, caloria de 15 grade. Ea este căldura necesară unui gram de apă pentru a-și mări temperatura de la 14,5 grade Celsius până la 15,5 grade Celsius într-o încălzire izobară la presiune de o atmosferă. Și valoarea ei, așa cum vedeți, este de 4,1855 joule. Și, încă o dată, atenție, să nu confundați această calorie cu caloria alimentară. Caloria alimentară este, de fapt, multiplul kilo al acestei calorii. Deci este kilocaloria și pentru a o deosebi de caloria fizică, să-i spunem așa, ea se notează cu litera K mare. Deci o calorie alimentară este, de fapt, o kilocalorie. Calorie fizică. Ceea ce înseamnă că valoarea ei este de 1000 de ori mai mare și se poate defini ca fiind căldura necesară unui kilogram de apă pentru a-și mări temperatura cu un grad. De obicei se ia valoarea aproximativă pentru o calorie alimentară de 4180 de joule.
Acum putem trece la calculul căldurii, a lucrului mecanic și a variației energiei interne schimbate de un sistem termodinamic cu exteriorul în diferite transformări. Să începem cu transformarea izocoră. Așa cum am arătat în cursurile anterioare, dacă un sistem termodinamic nu își modifică volumul, atunci el nu schimbă lucrul mecanic cu exteriorul. Așa că știm deja că lucrul mecanic în această transformare este zero. Și atunci ecuația principiului întâi devine Q este egal cu delta U. Adică toată căldura pe care o primește sistemul termodinamic este folosită pentru mărirea, ridicarea energiei interne a sistemului. Dar știm că într-o transformare izocoră, căldura molară, numită căldura molară izocoră, se definește ca fiind căldura schimbată de sistemul termodinamic în transformarea izocoră, împărțită la numărul de moli și la variația de temperatură. Ceea ce înseamnă că putem calcula căldura în transformarea izocoră, și anume ea va fi nu ori CV ori delta T. Și atunci, pentru că ea este egală cu variația energiei interne, putem scrie Q egal cu delta U egal cu nu ori CV ori delta T. Și știm deja atât lucrul mecanic, cât și căldura, cât și variația energiei interne, cum se calculează într-o transformare izocoră. Există aici ceva foarte important de reținut. Și anume că formula pe care am găsit-o pentru calculul variației energiei interne, delta U egal cu nu ori CV ori delta T, este valabilă pentru oricare transformare. Variația energiei interne se va calcula întotdeauna așa, indiferent ce transformare vom avea. De ce? Pentru că, de fapt, tocmai asta ne arată principiul întâi, energia internă este o mărime de stare. Ea depinde doar de temperatura sistemului termodinamic. Și variația energiei interne depinde doar de variația temperaturii. Și această formulă pentru calculul variației energiei interne este, încă o dată spun, valabilă pentru orice fel de transformare. Să ne notăm aceste lucruri. Acum, transformarea izobară. Vedeți graficul unei transformări izobare. Sistemul termodinamic trece din starea întâi în starea a doua într-o transformare în care presiunea este constantă, deci izobară. Volumul crește de la V1 la V2 în această transformare. După cum știți deja, lucrul mecanic este numeric egal cu area de sub transformare. În cazul transformării izobare, această area este foarte ușor de calculat, pentru că forma ei este aceea de dreptunghi. Și atunci, baza dreptunghiului nostru este V2 minus V1, delta V, iar înălțimea lui este P, presiunea la care are loc transformarea. Înseamnă că am găsit deja că lucrul mecanic într-o transformare izobară se calculează cu formula P ori delta V. Dar putem scrie și altfel această formulă dacă ne folosim de ecuația termică de stare. P ori V egal cu nu RT. Și anume, volumul V1 se poate scrie, dacă folosim ecuația termică de stare, nu RT1 supra P. N-are rost să scriu P1 și P2, pentru că presiunea este aceeași în cele două stări. Iar volumul V2 se poate scrie nu RT2 supra P. Și atunci lucrul mecanic, P ori delta V, delta V se poate scrie în felul următor. Delta V este V2 minus V1. Nu RT2 supra P minus nu RT1 supra P. Înseamnă că nu R supra P
se poate da factor comun și vine pe lângă T2 minus T1, care înseamnă delta T. Presiunea se simplifică și găsim încă o formulă pentru lucrul mecanic, și anume nu R ori delta T. Deci, într-o transformare izobară, putem calcula lucrul mecanic fie cu formula presiunea înmulțită cu variația de volum, fie cu formula numărul de moli înmulțit cu constanta generală a gazelor, înmulțit cu variația temperaturii. Mai știm că, dacă transformarea este izobară, atunci căldura molară izobară se definește căldura schimbată la presiune constantă împărțită la numărul de moli și la variația de temperatură, ceea ce înseamnă că pot să calculez căldura schimbată în această transformare ca fiind nu ori Cp ori delta T. Și atunci știu deja să calculez și lucrul mecanic și căldura, iar variația energiei interne, dacă vă amintiți, am spus că se calculează întotdeauna cu aceeași relație. Așa că avem următoarele relații deocamdată. Știm deci cum se calculează atât lucrul mecanic, avem chiar două expresii pentru calculul lucrului mecanic, cât și căldura, cât și variația energiei interne într-o transformare izobară. Acum să înlocuim lucrul mecanic, căldura și variația energiei interne în ecuația principiului întâi prin expresiile lor. Vă rog să observați că în fiecare apare produsul nu ori delta T, ceea ce înseamnă că voi putea împărți ecuația la nu ori delta T și rămâne, în loc de căldură, voi avea Cp egal cu, în locul lui delta U rămâne Cv plus și în locul lucrului mecanic constanta generală a gazelor. O relație foarte, foarte importantă pe care de obicei o găsiți scrisă sub forma Cp minus Cv egal cu R și care se numește relația lui Robert Mayer și vă ajută de foarte multe ori să rezolvați probleme. Să notăm tot ceea ce am aflat despre transformarea izobară. Transformarea izotermă. Întâi trebuie să observăm că dacă temperatura nu se schimbă, atunci nu vom avea o variație a energiei interne. Pentru că, așa cum am lămurit deja, delta U se calculează întotdeauna cu formula nu ori Cv ori delta T, dar dacă nu avem delta T, înseamnă că variația energiei interne este zero. Asta știm deocamdată. În transformarea izotermă, variația energiei interne este zero. Din ecuația principiului întâi, aflăm atunci că avem egalitatea Q egal cu L. Deci, într-o transformare izotermă, căldura schimbată de sistemul termodinamic este egală cu lucrul mecanic schimbat de sistemul termodinamic cu exteriorul. Mai rămâne să aflăm cât. Ce valoare are această căldură sau acest lucru mecanic? După cum știți deja și vedeți în acest desen, o transformare izotermă se reprezintă grafic printr-o hiperbolă echilateră. De pildă aici, sistemul termodinamic trece din starea întâia în care presiunea are valoarea P1 și volumul valoarea V1, în starea a doua în care presiunea are valoarea P2 și volumul valoarea V2,
printr-o transformare izotermă. Știm deja că delta U este 0 și mai știm că area de sub această transformare, cea hașurată în desen, este numeric egală cu lucrul mecanic. Dar această arie nu se poate calcula decât prin calcul integral. O să vă arăt cum și dacă n-ați ajuns la calculul integral, rămâne doar să rețineți formula la care ajungem. Dacă ne gândim la o foarte mică variație a volumului, așa cum vedeți în acest desen, adică volumul crește de la V până la V plus delta V și delta V este foarte mic și o să-l notăm cu dV. Atunci, aria hașurată este lucrul mecanic care s-a efectuat în această transformare. Și ea poate fi aproximată, așa cum vedeți în acest desen, printr-un dreptunghi, în care baza este dV, este variația de volum, iar înălțimea este presiunea la care a avut loc această transformare. Variația de presiune este foarte, foarte mică, dacă variația de volum este foarte mică și putem lua o valoare medie, așa cum vedeți pe desen. Și atunci acest lucru mecanic foarte mic, să-l numim lucru mecanic infinitezimal, L indice I, este P ori dV. Și acum, ca să putem integra de la V1 până la volumul V2, trebuie să facem să apară volumul. Și facem asta cu ajutorul ecuației termice de stare. P ori V este egal cu nu RT, de unde rezultă că volumul este nu RT supra P. Iar presiunea se poate scrie nu RT supra V. Aceasta este relația de care avem nevoie ca să ajungem la variabila noastră, la volum. Deci vom înlocui presiunea cu această expresie. Observăm că numărul de moli, constanta generală a gazelor și temperatura sunt toate constante, așa că ele pot să iasă din integrală, pentru că asta vom face, vom integra ca să găsim lucrul mecanic total. Deci lucrul mecanic total va fi nu RT, am spus, ies de sub integrală, integrală din 1 supra V ori dV. Și integrala trebuie să o facem de la volumul V1 până la volumul V2. Ei, integrală din 1 pe V este logaritm natural din V și pentru că avem aici limitele de la V1 la V2, înseamnă că avem următoarea expresie. Lucrul mecanic va avea expresia nu RT logaritm natural din V2 pe V1. Vă rog să observați un lucru important, că dacă V2 este mai mare decât V1, adică dacă transformarea a avut loc cu creșterea volumului, atunci lucrul mecanic este pozitiv, pentru că voi avea logaritm dintr-un număr supraunitar, care e pozitiv. Dar dacă V2 este mai mic decât V1, atunci aici voi avea un număr subunitar și logaritm din acel număr va fi un număr negativ și în acest caz lucrul mecanic va fi negativ. Și știm asta. Dacă volumul scade, atunci nu sistemul termodinamic efectuează lucrul mecanic, ci se efectuează lucrul mecanic asupra lui din exterior. Și dacă lucrul mecanic are această expresie, atunci și căldura se poate calcula cu această expresie, pentru că în transformarea izotermă, căldura este egală cu lucrul mecanic. Să notăm și aceste lucruri. Acum o transformare despre care nu v-am vorbit până acum, transformarea adiabatică. Am văzut cum se calculează lucrul mecanic, căldura și variația energiei interne în transformările simple ale gazului ideal, adică în transformarea izocoră, în transformarea izobară și în transformarea izotermă.
Dar dacă ne uităm la ecuația principiului întâi, atunci parcă lipsește ceva. Pentru că am avut o transformare în care variația energiei interne a fost zero, transformarea izotermă, am avut o transformare în care lucrul mecanic a fost zero, transformarea izocoră, dar n-am avut nicio transformare în care căldura să fi fost zero. Ei, o astfel de transformare în care sistemul termodinamic nu schimbă căldură cu exteriorul se numește transformare adiabatică. Iar numele transformării vine de la înveliș adiabatic, care înseamnă un înveliș prin care nu poate trece căldura, adică un înveliș izolator termic. Deci știm deja că în transformarea adiabatică căldura este egală cu zero. Să vedem cum arată grafic o transformare adiabatică. Aveți aici o transformare izotermă reprezentată grafic și o transformare adiabatică, ca să putem să le comparăm. După cum vedeți, cele două transformări pleacă din acea stare, în starea întâi în care avem parametrii presiunea P1, volumul V1, temperatura T1, dar în transformarea izotermă mărim volumul până la volumul V2, în așa fel încât temperatura să nu scadă, și pentru asta trebuie să dăm căldură, pentru că se efectuează lucru mecanic și temperatura nu trebuie să scadă, deci nu avem o variație a energiei interne, am văzut asta mai înainte. În schimb, pentru că în transformarea adiabatică sistemul termodinamic nu primește căldură, temperatura lui scade. Deci nu mai avem o transformare izotermă și pentru că temperatura scade până când ajunge sistemul termodinamic la volumul V2, așa cum vedeți pe desen, și presiunea scade mai mult decât în cazul transformării izoterme. Deci în transformarea izotermă avem transformarea de la 1 la 2 și presiunea finală va fi P2, dar în transformarea adiabatică avem transformarea 1-3 și presiunea va avea valoarea finală P3 mai mică decât P2. Asta înseamnă că adiabata are panta mai mare decât izoterma. Legea transformării adiabatice este presiunea înmulțită cu volumul la puterea gamma este constant. Produsul acesta este constant. Iar gamma este raportul dintre CP și CV. Deci gamma, care se numește exponent adiabatic, este raportul dintre căldura molară la presiune constantă și căldura molară la volum constant. Iar ecuația este, așa cum v-am spus, P ori V la gamma egal constant. Ei, dacă știm că avem căldură egală cu zero, atunci ecuația principiului întâi devine L egal cu minus delta U. Dar delta U știm deja că se calculează întotdeauna cu formula nu ori CV ori delta T, ceea ce înseamnă că știm și formula pentru lucrul mecanic. Lucrul mecanic va fi minus nu ori CV ori delta T. Iar căldura, așa cum am spus de la început, este zero. Să notăm! În final, vreau să facem o generalizare care vă poate ajuta foarte mult la rezolvarea unor probleme mai dificile. Și anume, este vorba despre așa numită transformare politropă. Ecuația unei transformări politrope este P ori V la N egal constant.
Această transformare politropă include, de fapt, toate celelalte transformări în funcție de valoarea pe care o ia N, care se numește exponent politropic. Și anume, dacă N ia valoarea 0, atunci obținem P egal constant, adică transformarea izobară. Dacă N ia valoarea 1, vedeți scrise aceste cazuri, atunci am P ori V egal constant, adică am o transformare izotermă. Dacă N ia valoarea gamma, atunci avem ceea ce am discutat mai înainte, o transformare adiabatică, P ori V la gamma egal constant. Și în fine, dacă N ia valoarea infinit, tinde la infinit, atunci vom avea o transformare izocoră. Vă las să vă gândiți de ce. Și ultimul lucru, foarte folositor, așa cum am spus, pentru rezolvarea problemelor. Dacă aveți o transformare care nu este nici izotermă, nici izobară, nici izocoră, nici adiabatică, este o transformare în care N ia o valoare alta decât cele cu care suntem obișnuiți și despre care am discutat mai înainte, atunci puteți calcula căldura molară pentru transformarea respectivă, C indice mu, întotdeauna folosind următoarea relație. C indice mu, căldura molară pentru transformarea respectivă, este căldura molară la volum constant plus R, constanta generală a gazelor, supra 1 minus N. Unde N, știți deja, este exponentul politropic, exponentul din ecuația transformării politropice. Mai trebuie doar să notăm și aceste lucruri. Cursul următor va fi despre principiul al doilea al termodinamicii. La revedere!